Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre Noi. La început am să-mi spun părerea și impresiile pe care le-am trăit după ce am văzut ieri acea acțiune oferită de doamna prim-ministru Maia Sandu tuturor jurnaliștilor pentru a merge la etajul 5 a clădirii guvernului și de a vedea în ce condiții activau cei care ne-au condus ultimul timp. Tot ceea ce am trăit eu sunt emoții de nedumerire, pentru că eu sunt persoana care am realizat o emisiune în 2017. Noi despre Noi pe teren se numea și am fost în localitatea Condrița. În localitatea Condrița, vreau să vă spun, dragi telespectatori, da, pe imagine acum la dumneavoastră pe ecrane, este baia în care probabil veneau și își spălau mâinile, făceau duș prim-ministri și cei care mai aveau treabă prin cabinetele acestea luxoase. Aici putem pune întrebarea: ce înseamnă luxul? Pentru cine luxul înseamnă altceva, pentru alții luxul înseamnă ceea ce vedem în poze, dar nu despre aceasta vreau să spun. Vreau să spun că în 2017 eu am realizat o emisiune în localitatea Condrița, în care am pus accentul pe faptul că această localitate are o școală în sat, unica de fapt, în niște condiții în care copiii învață groaznice, și pe lângă toate acestea, WC-ul acestei școli este afară. Repet, copiii iarna merg afară la toaletă. Știm foarte bine ce înseamnă un copil mic de clasa 1, 2, 3, 4 să meargă și afară pe ger să-și facă treburile, mă scuzați de așa detalii. Iar în aceeași perioadă toate cheltuielile de mentenanță a guvernului cresc de la 1 milion care au fost până în 2016 la 28 de milioane. Repet, în 2017 acești copii se duceau la toaletă afară. Și vreau acum să urmăriți o mică secvență din emisiunea pe care eu am realizat-o și să vedeți că lucrurile probabil nu s-au schimbat. Era bine că toată lumea așa spune. Mai bine să făcut reparația aici. Nu trebuie pentru primărie atâta de mare cășă de camere goale. Nu trebuie. Mulți bani s-au cheltuit aici. Dacă cu așa bani aici o fășie școala asta, nu că școala, dar era încăpere și pentru medpunct și pentru toate era încăpere. Dar dacă așa, ca când parcă ne-au închis ochii cu primăria și gata, mai mult nimic nu se face aici. Actualmente avem 6 clase, avem 48 de elevi în gimnaziu, dar totuși copiii de la Condrița merită o leacă mai mult, că nu avem un teren de joacă, nu avem. Până anul trecut, un viceu cât de cât mai normal nu avem, că, cu Doamne ajută, l-am construit acum, care un viceu care era din Carol, aveam. Sigur că merită, domnule director, mai mult copiii. Suntem de acord cu dumneavoastră. Mai rămâne să fie de acord cu noi și cei cu fotolii calde, cu stilouri pentru semnături în mână și cu drepturi de a lua decizii radicale spre schimbare. Ne adresăm și pe această cale factorilor decizionali de la cultură, educație și sociale să aplece urechea la strigătul de disperare al directorului, dar și a celor peste 70 de copii din sat. Am făcut această analiză pentru că nu pot de ieri să mă liniștesc văzând tot ceea ce se întâmplă. Acești copii merită să meargă într-o toaletă modernă, într-o toaletă în care să se simtă comod. Și aceste toalete de afară ar trebui în anul 2019 să dispară în genere, pentru că educația este o prioritate a statului. Dar noi cheltuim banii pentru flori în fiecare zi în clădirea guvernului și facem cheltuieli de mentenanță a spațiului guvernului până la 28 de milioane pe an. Concluziile vi le faceți dumneavoastră. Și acum vreau să vă zic despre ce vom discuta astăzi. Este la fel o temă destul de dureroasă care eu am abordat-o datorită faptului că personal, mergând în weekend cu copilul în localitatea de unde sunt născută și merg la bunici și vreau să ies undeva la natură,
Și nu doar în această localitate, vreau să vă zic, dar este o problemă deja care ajunge la spații deja care acoperă toată Republica noastră. Nu am unde să mă aranjez, să fac un picnic, nu am unde să merg cu copiii să strâng o plantă medicinală, pentru că în preajmă sunt doar gunoaie. Vorbim astăzi în special despre localitatea, orașul Sângera, o suburbie a municipiului Chișinău, și începem de aici, pentru că am pregătit dumă de emisiune, am discutat cu foarte multă lume și din Ministerul Mediului și din Inspectoratul de Stat și toți au spus că alarma trebuie bătută acum. Vom ajunge într-o situație când vom avea o bombă ecologică în Republica Moldova, pentru că toate gunoaiele acestea vor, într-un moment dat, vor acoperi toate pășunile, toate terenurile agricole și nu știu la ce situație vom ajunge. De aceea vă prezint invitații din această seară, care sunt Anatolie Țurcanu, inspector principal, Inspecția pentru Protecția Mediului Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bună tuturor! Valeriu Popa, consilier, orașul Sângera. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație! Da, cu drag, dumneavoastră ați mai fost la noi în emisiuni, vă mulțumesc pentru receptivitate și că lucrați cu presa deschis. Așa, următoarea persoană este Mihail Crivorucenco, ofițer principal al Direcției Generale Securitate Publică, AIGP. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Da, vă mulțumesc că ați găsit timp pentru a veni, știu că aveți o activitate destul de fructoasă și timpul, cred că, de lucru trece și peste ora 7 de multe ori. Așa, și Valeriu Poiată, primar, orașul Sângera. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Dumneavoastră sunteți prima dată la noi la Accent TV. Mă bucur tare mult că ați reacționat și că ați fost deschis spre o comunicare și sper că aceasta va da de înțeles și mai multor factori de decizie, că lucrul pe care îl vom discuta și toate discuțiile din acest platou astăzi ar trebui luate ca obiectiv principal și prioritar, pentru că situația este destul de complicată. Așa, cum spuneam, este vorba de deșeurile care sunt aruncate la aiureală, da, prin toate localitățile, fără să se țină cont măcar de bunul simț, pentru că oamenii nu înțeleg din ce cauză fac acest lucru. Toți noi, copiii mei, dumneavoastră, copiii dumneavoastră, trăim pe aceeași planetă, da? Și planeta deja strigă sos și vreau să ne ajutați. Domnul Țurcan, la dumneavoastră, prima mea întrebare. Ce se întâmplă în momentul în care noi avem cadrul legal care lucrează, avem legi care lucrează, avem vreau la această emisiune și de aceea am schimbat și un pic formatul, vedeți că v-am invitat mai mult și am pus niște tribune, nu mai sunteți la mese, pentru că vreau la toată lumea să vorbească și să spună cuvântul și să ajungem la niște soluții clare, niște pași de ce mecanismul nu funcționează, de ce sistemul de salubrizare șchiopătează. Vă rog frumos. Problema deșeurilor a fost întotdeauna o mare problemă, mai cu seamă din ultimul timp, când excesiv crește consumul. Noi n-am avut nici când reciclarea așa pusă pe picior de lege. Legislația este amplă, dar ea este atât de amplă, tot atât de șubredă, ori nu are mecanismul de aplicare. Până la urmă, structura instituțională pe aspect de gestionare, bună gestionare deșeurilor, nu există. Pentru că dacă citiți actele legislative, o să vedeți că într-un caz serviciu sanitar epidemiologic duce control de stat, în alt caz duce Ministerul Mediului, fost Ministerul Mediului, astăzi vă zic Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Administrarea publică locală figurează în mai multe acte legislative ca prima persoană care este obligată să asigure selectarea terenurilor, proiectarea, expertizarea pe toate aspectele a platourilor, depozitelor, platouri, cum vreți, depozit este pentru înhumarea de finală, platformele sau platourile, să le numim așa ca să fim corecți, platouri de acumulare, sortare deșeurilor, și sunt platforme pentru prelucrare, pretratare, tratare a deșeurilor după tipurile lor. Vă zic că
prima și prima, zic că premiza principală în lipsa de gestionare efectivă a deșeurilor este lipsa însuși a depozitelor pentru deșeurile minagere, așa, a platformelor, a platourilor și așa mai departe. În lipsa lor, nu poate... Și, aici e prima verigă acestui sistem care este negativă, da? Lipsa platourilor. Exclude, prin definiție, exclude posibilitatea. Cine răspunde ca aceste platouri să fie organizate, să fie? Obligativitatea, vă zic, conform principiilor urbanismului, dezvoltării teritoriului, legea privire la amenajarea teritoriului, legea protecției mediului, legea privind administrarea publică locală, oricare, legea 347, bună lege, care a fost înlocuită cu legea 209, în care, cum am modificată, primăriile sunt într-un fel scutite de unele obligațiuni așa mai generale, ori modificările astea s-au făcut în cadrul prevederilor strategiei privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027, aprobat prin hotărâre guvernul 248, care nu este abrogată. Strategia dată a fost într-un fel prea, să zicem, sofisticată, generală, uh-huh. Și n-a stabilit etapele de început. S-a muncit asupra nu știu cât de profund, s-a muncit pe aspectul de selectarea celor terenuri pentru depozite regionale a deșeurilor minagere solide, ca până la urmă terenurile, niciunul dintre ele nu a fost. Pe unele, în careva părți, regiuni, se vorbește, eu n-am făcut cunoștință cu materialele pe deplin, dar, practic, privatizarea din anul 92, când nu s-a lăsat loc terenuri pentru cimitire și nu s-a lăsat terenuri pentru depozite deșeuri, nu s-a lăsat terenuri pentru... Deci, tocmai de atunci se trage chestia asta? Păi, chestia se trage la 92, când s-a făcut privatizarea masivă și nimeni n-a avut atunci grijă ca să avem... Bine, în timp nu ne întoarcem. Acum, la moment, cine ar trebui să înceapă să lucreze asupra... organizării acestor platouri, asupra găsirii locurilor, problema deșeurilor trebuie să revăzută într-un alt format și atât pe aspect de competență, adică structură instituțională, dar toată, adică primul pas care trebuie să-l fac, nu poate nici autonomie locală de sine stătător să-și rezolve problemele, mai având în vedere că întotdeauna, știți că organul deliberativ nu întotdeauna susține primarul. Pot să vă aduc exemple pe toate suburbiile Chișinăului, unde noi am emis hotărâri de sitare pentru toate gunoișile din suburbie. Până la urmă, noi am emis, să zicem, așa... Dar după părerea... Da, spuneți, ce ați emis? Ați emis o dispoziție? Noi am emis hotărâri de sitare pentru... Am dat termen pentru ca primăriile să vină cu propuneri, cu variante de selectare, că au selectat ei, asta e obligațiunea lor, autonomii locale. Obligațiunea este de a selecta terenul care este, să zicem așa, util pentru un asemenea obiectiv. Unul, altul, groapă de compostare a deșeurilor vegetale. Cine din toate cele 18 localități suburbane au făcut acest lucru, după ce dumneavoastră ați emis această hotărâre? Niciuna din primării n-a reacționat într-un mod așa, frumos, zicem, adecvat. Pentru ce trebuie? Mai mult ca atât, noi am solicitat susținerea și altor organe pentru a cumva a impune respectarea cerințelor legii. Și atunci întrebarea mea vine, dacă ei nu au reacționat, ce se întâmplă dumneavoastră pentru că nu reacționează ei? Ce faceți următorul pas ca să-i trageți la răspundere? După cum cunoașteți, legislația noastră prevede foarte așa, că una persoană care poate fi pedepsit pentru lipsa de îndeplinire a prevederilor legislației este primarul. Și noi îl pedepsim așa uniform mai multe ori pe an, dar asta nu dă nicio soluționare problemei. Problema trebuie începută de la vârf, trebuie ca Guvernul Republicii Moldova
să revadă toate aspectele acestea. Există legea cu privire la expropriere, trebuie stabilit terenurile. Sunt instituții specializate care pot evalua aceste terenuri, le pot delimita. Deci să înțeleg, prioritate în stat trebuie să fie protecția mediului la moment. Desigur, că noi am lăsat o problemă în umbră. Și Ministerul Mediului să nu fie combinat și comasat cu alte ministerii, dar să fie separat și să lucreze destul de activ asupra acestei probleme. Vreau să vă spun că dumneavoastră, vedeți că noi începem abordarea când ne împiedicăm într-o grămadă de gunoi, dar dumneavoastră știți că la noi vă zic, astăzi vorbim despre Republica, toate ceilalte piedici, nu numai despre gropile. Republica Moldova a fost foarte, foarte în respective perioade, a fost asigurat cu apeducte și mai departe fără canalizare. Și, da, asta e o altă temă, haideți să vorbesc. Deșeurile se văd, așa? Deșeurile menajerii se văd. Deja sunt prea vizibile, aveți dreptate. Domnul Popa, vă trec la dumneavoastră pentru că în ultimul timp ați postat mai multe videouri, chiar i-ați prins în flagrant pe unii agenți economici care au aruncat aceste deșeuri. Și ce s-a întâmplat și de aceea v-am chemat ca să ne explicați că nu lucrează mecanismul, unde vă adresați în momentul în care ați văzut pe cineva, ce face această instituție mai departe, unde se duc actele și cum să nu fie cerc vicios în care să nu avem o soluție. Asta vreau. Exact. Noi dacă discutăm de problema deșeurilor, deja, cum a menționat domnul Țurcanu, de punct de vedere a instituțiilor sau a structurilor de stat, eu o să discut de punct de vedere a locuitorului din orașul Sângera, unui cetățean, și respectiv din punct de vedere a consilierilor, pentru că noi avem și noi niște anumite obligațiuni față de cetățeni. Deci deșeurile sunt o problemă sau sunt o resursă? Decide dacă deșeul este problemă sau resursul, o decide atitudinea noastră, a noastră, a cetățeanului, a administrației publice locale, a instituțiilor de stat. Deci dacă pentru noi, pentru Republica Moldova, deșeul este o problemă și extraordinar de mare, atunci dacă noi uităm în state și le numesc civilizate fără ghilimele, pentru că noi probabil suntem departe de ei, cum sunt, nu știu, Elveția, Singapore sau Suedia, deșeurile sunt o resursă, Suedia importă deșeuri, dar noi nu știu cum scăpăm de ele. Referitor la ce dumneavoastră ați menționat... Da, vă rog frumos, Regia, să mai pună videourile cele ca să mai vedem. Da, era un video pe care împreună cu câțiva colegi din Consiliu am fost la fața locului și am prins în flagrant un cetățean, locuitor nu a orașului Sângera, dar locuitor la vile, a depozitat o remorcă de gunoi. Era extraordinar de arogant domnul respectiv, nu a dorit nici într-un caz să, nu știu, să comunice constructiv cu noi, că noi am spus, uite, hai ridică deșeurile, du-te acasă și lasă curat aici. N-am reușit. Ce am făcut noi? Am telefonat inspectorul de sector, domnului a spus că nu poate să vină, noi avem și înregistrare. Am telefonat domnul primar, domnului spunea că era ocupat, respectiv era plecat în oraș sau domnului o să explice. Iarăși nu a putut să vină. Noi suntem consilieri. Nu poți să-i faci nimic omul ăsta. Nu poți să-l obligi că noi nu avem niciun fel de drepturi. Noi ce am făcut? Am telefonat 112, am așteptat o oră de vreme, au venit echipajul de poliție. Am discutat, de fapt l-au identificat pe șofer, au făcut însemnări, respectiv, iată, Popa Valeriu a telefonat, mi-au luat datele de contact. Și eu stau și zic, bun, bine, ce se întâmplă mai departe? Eu am înțeles, noi v-am spus, dumneavoastră ați venit. Ce se întâmplă? Îi puneți amendă? Da, da, punem amendă. Păi bine, eu te-am chemat, sau v-am chemat, nu doar să-i puneți amendă, pentru că pe noi, ca locuitori orașului Sângera, nu ne aranjează doar să fie om amendat. Noi vrem ca omul respectiv să ies în caz și tot gunoi și să-l ducă la un depozit autorizat. Dumnealui a spus, că o să discutăm și cu domnul reprezentant, a spunea că există o procedură, așa e procedura, noi îți vă anunțăm despre procedură. Înainte, de fapt, dumneavoastră când m-ați anunțat că faceți emisiunea, eu am fost și am văzut. Și gunoiul este exact așa cum în locul acela. Și iată cum vedeți imaginile la dumneavoastră pe ecran. Dar dumneavoastră puteți să-i spuneți numele acestui agent economic? Nu e agent economic, este un domn, nu mi-am amintesc numele, Zelinski, țin minte că era numele Zelinski Vladimir sau Zelinski Nicolae. Așa, măcar să-l auzim să-i fie rușine, exact, da. Și dumneavoastră a fost identificat, noi nu știm, eu nu am primit niciun fel de răspuns de la inspectorul general de poliție. Pentru că de ăștia sunt mulți. Da, dar iarăși noi dacă discutăm despre cum să rezolvăm problema, eu văd din perspectiva la nivel local. La nivel local, da. Pentru cum că noi avem anumite, cum dumneavoastră ați menționat la început, cadrul legal, din punctul meu de vedere ca consilier, este bun. Poate anumite chestiuni ar trebui modificate și o să încerc să le enumer. Da, vă rog.
Iată, noi avem în articolul 14 din legea 436 privind administrația publică locală, litera D, o competență, la litera H, o competență a Consiliului, în care scrie: Consiliul decide asupra regulilor de asigurare a curățeniei în localitate. Uh-huh. Totodată, la articolul 181, care se referă la încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitate, iar se face trimitere. Încălcarea regulilor de asigurare în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale a curățeniei în localitate se sancționează cu deja sancțiuni. Deci, prin prisma acestor două articole, și nu numai, că avem și articolul 154, 203, 423, 10 din legea... 218, codul contravențional. Inclusiv din codul contravențional, da. Noi putem aproba, adopta un regulament prin care să aplicăm... Acest regulament există sau nu există, din domnul Țurcanu? Eu știu... Acest regulament, eu știu că pe municipalitate, pe Chișinău, există. Este vorba de regulamentul aprobat de Consiliul Local. Dar noi ne subordonăm municipiului și avem, înseamnă, posibilitatea să-l preluăm pe cel de la municipalitate. Avem posibilitatea, dar el trebuie îmbunătățit numai decât. Știți de ce? Uitați de ce. Iată, noi vedem cum... Haideți altfel. Haideți să vorbim despre principiile europene în ceea ce privește sancționarea. Așa. Deci, directivele europene spun așa, și referitor la sancțiunile în toate domeniile, nu doar la gestionarea deșeurilor, că sancțiunile aplicate trebuie să fie severe, disuasive, adică să-l fac pe ăsta care vrei să încalci și să nu mai vrei să încalci. Nu mai vrei încă o dată. Eficiente, proporționale și numai decât cu efect de descurajare. Și acum, la noi și eu m-am documentat. Judecata pune o amendă de 1000 de lei la noi. Exact. Uitați-vă care e situația. Pentru că atunci dacă ajunge în judecată. Atunci când a venit polițiștii la fața locului, eu zic, păi, bine, dacă nu temem codul contravențional, el o să fie achitat, o să fie amendat de la 900 până la 1500 de lei. Dacă le achită 72 de ori, 450 de lei și așa mai departe. Da, în fiecare zi poți să achizi 450 de lei și să vii și să arunci gunoi tot acolo. Exact, și asta înseamnă că niciun fel de efect de descurajare. Plus la asta, uitați-vă, noi dacă ne uităm la articolul 154... Deci aici avem o lacună și o verigă din tot aceea. Dar uitați un exemplu. Dacă ne uităm la articolul 154 din codul contravențional, spune așa, că depozitarea arbitrar în locuri interzise a deșeurilor se acționează de la 18 la 30 unități convenționale, adică de la 900 până la 1500 de lei. Depozitare arbitrară, ce și-a făcut domnul Zelenski la noi în Sângeră, da? Și totodată ne uităm la alt articol, articol 203 tot din cod contravențional, care spune așa că, alineatul 2, aruncarea deșeurilor și altor obiecte pe fereastră sau pe ușa vehicului, adică hai să punem un muc de țigară, da? Și să sancționez tot cu 18 la 18:30. Aoleu, adică, deci acțiunile sunt atât de diferite. Apropo, cineva a postat pe Facebook în Ialoveni, aruncă oamenii de pe geam gunoiul. Aruncă în toată Moldova oamenii de pe geam, din păcate. De pe o clădire cu un nou etaj. Și respectiv, ideea care noi, în calitate de autoritate deliberativă a administrației publice locale, Consiliul ar trebui să adopte un astfel de regulament. Și apropo, eu am o schiță a unui proiect de astfel de regulament în care am luat cele mai bune practici și dacă ar fi să dau un exemplu. Poftim. Iată, noi, iarăși dacă ne referim la 154 articol sau 181 sau oricare altul, depozitarea arbitrară se sancționează de la 18 la 30 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folos comunității și atenție, cu sau fără privare în ambele cazuri de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni până la una. Noi l-am prins pe omul ăsta respectiv și cum noi putem să aplicăm cu privarea dreptului de desfășura anumite. Nu putem. Și de asta eu își propun. Codul contravențional ar trebui amendat în anumite chestiuni și în cazul ăsta ar trebui să fie nu doar amendă, dar să fie nu amendă sau muncă, dar să fie amendă și bară sau, numai decât. Iar textul cu sau fără privare în ambele cazuri drept de desfășura să fie înlocuit cu textul cu obligarea de a ridica deșeurile de la locul unde le-a aruncat. Le-a depozitat. Da. Plus la asta, deja orele astea, 60 de ore până la 60 de ore de muncă în folos comunității, ar trebui prevăzute în regulamentul nostru local ca omul respectiv, dacă luăm 60 de ore la 30 zile, 2 ore pe zi, să vină frumușel și să înșeapă de la un capăt de orașul Sângera până la sfârșitul satului Revaca și satul Dobrogea, să strângă fiecare hârtiuță și așa mai departe. Și atunci o să fie regulă. Dar amenzile posibil, haideți, mai ajurate. Bine, chiar dacă să fie toate acestea, dar în cazul în care noi îi obligăm prin lege, prin regulament, să vină și să colecteze toate deșeurile și să fie doar
acceptarea lucrului lui, iar și fie la Comisia Administrativă. Atunci mă gândesc că domnul Zelinski, că noi azi îi facem reclamă, da, că e bun merit, da? Asta e cred că nu mai vine niciodată să mai arunci deșeuri. Dar dacă venim iarăși la cazul IGP-ului, până la urmă iarăși mă interesează nu numai pe mine, dar pe toți locuitorii de Sâncea. Domnul Zelinski o să vină și o să ridici gunoi de acolo. Vă rog frumos, spuneți-ne, domnul Crivoruchenko, ce se întâmplă, care sunt împuternicirile dumneavoastră a poliției, de unde și până unde ele vin și mai departe cine preia aceste procese verbale pe care dumneavoastră le întocmiți? Bine, eu am ascultat foarte atent pretențiile înaintate domnul consilier în adresa angajaților de poliție, însă am să fac așa o explicație ca să înțelegeți unde sunt competențele noastre și unde de mai departe nu ține de competența poate noastră. Poate oamenii nu știu, nu sunt adică informați. Adică poliția este sesizată, dumneavoastră ați sesizat poliția, poliția a venit la fața lor, au documentat, au luat o cerere, au documentat cazul, da? Nu sunt pretențe, sunt... Eu am înțeles, s-a identificat persoana, s-a întocmit procesul ăla verbal contravențional conform articolul 181. Noi nu luăm decizii, poliția nu ia decizii pe cazul articolul 181, dar trimite conform competenței, că țin competența administrației publice locale și anume de Comisia Administrativă. A trimis la Comisia Administrativă. Comisia Administrativă e decizii pe cazul ăsta. Domnul poet, noi avem Comisia Administrativă la acest capitol. Da, eu o să mă expun la urmă. Mai, ok, bine. Nu, că văd că vă plictisiți și deja vreau să... Și la adăugător la problema care dumneavoastră spuneți că se sancționează cu amendă sau muncă nemunerată... Dumneavoastră puteți interveni în cazul în care nu-i neapărat la spuneți, domnul poet. Eu pot să fac o remarcă aici, că nu este obligatoriu ca persoana și care o încalcat să-i sancționăm cu muncă nemunerată în folosul comunității. Acolo unde ține de muncă nemunerată, adică să nu-i pui amendă, să meargă la cec, să-i pui muncă nemunerată în folosul comunității, ține de competență în instanță judecată. Comisia Administrativă remite materialul în instanța de judecat și de rău probațiune urmărește contravenentul despre lucruri care îl efectuează la administrația publică locală. Și aici dumneavoastră spuneți că el două ceasuri să lucreze pe zi. Să fac curățenie acolo. Dar mai departe, să-l scrieți la primărie. Primărie mai departe al urmăririi. Da, care e rolul? Domnul Crivoruchenko, dar care e rolul inspectoratului atunci? Dacă țin competența inspectoratului ecologic, tot așa e situație. Poliția nu ia decizii pe cazurile astea. Dacă țin competența ecologiei pe articolul 154, remite conform competența la ecologie. Totodată aici să fac o remarcă, că la noi s-a modificat legislația și statut de agent constatator, care așa și polițistul ești la fața locului, are și administrația publică locală, primarul, viceprimarul, arhitectorul, șef acolo, ofițeri sau specialiști principale, sunt și cele care puteau să iasă la fața locului, să documenteze cazuri, să le examineze, nu este o problemă. Ideea, nici într-un caz, și aș menționez, subliniez încă o dată, nu sunt careva pretenții față de inspectorii care s-au prezentat la fața locului. Așa. Din contră, au fost băieții foarte constructivi, dar întrebarea noastră, da, eu l-am identificat la o amendă și tot, acesta. Dar cine ridică nu are dreptul angajatul de poliție să le impui greșeala care au făcut să ridici. Și întrebarea noastră, cine? Cine mai departe? Instanța de judecată poate să decizi să le impui să ridici gunoi de cu. Da, dar nu-i prea lungă calea. Cât timp o să stea gunoi de cu? Asta e una care este putem. Una că e prea lungă calea, dar a doua, iată, eu mă întreb și vă întreb și dumneavoastră, cunoașteți vreun caz în care instanța de judecată, cel puțin în orașul Sângera? Nu, eu nu cunosc, nici eu m-am cunosc, documentat. Instanța de judecată o obligat. Noi nu avem pretenții față de Inspectoratul General de Poliție sau de față de Inspecția Ecologică, sau, dar ideea, care e finalitatea? El a prins, a venit și a pus un camion sau două de gunoi, lui a pus 900 de lei sau hai să spun 1500 de lei, eu am mai dat acolo 2-3 ori de muncă neremunerată, dar dacă nu rămâne. Comisia Administrativă din Administrația Publică Locală este formată din consilieri locali, da? Așa. Acum, când vine materialul dumneavoastră la examinare, conform competenței, pe articolul 181, nu este, eu am spus, nu este obligatoriu să dați o decizie, că spunem amendă la persoană și el plătește 450 lei și tot. Nu. Noi putem să remitem în instanța de judecată, unde șerem acolo, muncă nemunerată, inclusiv să ridici, să fac curățenie acolo, să ridici. Da? Domnul Crivoruchenko, eu nu cred că doar dumneavoastră, dar și tot telespectatorii știți că durează judecățile și cât timp asta. Și practica arată, și practica arată că ele nu au într-adevăr o finalitate. Asta cum e legal, eu nu pot să merg. Deci aici, exact, noi, domnul Țurcan, noi avem aici o altă lacună, da, în care trebuie să fie revizuit. Noi discutăm acum pe consecințe, adică un caz, un subiect aparte, dar este foarte reprezentativ și el nu trebuie să căutăm, v-am spus că nu avem o activitate consolidată, interactivă între autorități.
Eu nu cunosc cazuri când Centrul Sănătate Publică a aplicat amendă pentru lipsa de condiții de sanitare la locul de trai. Eu nu înțeleg de ce alte autorități nu au tema de cum zicem, în programul de activitate, problema care persistă în tovărășirile pomicule, care nu sunt administrate. Și nu mai vorbim, deci, nu sunt administrate nici într-un în mod, nici nu, într-un unde... mod nu sunt administrate, să vorbim în aspect de urbanism, în aspect de relații sociale. Și ele sunt multe, dar, de la Chișinău folosim... până la Țânțăreni, da, sunt pe dreapta și pe stânga o sumedenie. Dar dacă vorbim de sintagma, gestionarea deșeurilor care cuprinde în sine foarte multe aspecte, începând de la organizarea colectării, adică toate persoanele sunt cei care nu produc, cum scriu unii în lege, dar generează deșeuri. Din consum, din producere și altele. Adică, cine este vinovat în cazul orașului Sângera cu întovărășirea pomicului, că ea nu este la evidența primăriei, că nu se cunoaște ce deșeuri, dar vă asigur că acolo, în afară de deșeuri menajere, mai există acolo, și alte tipuri. Acolo există un volum enorm, pentru că acolo este agricultura, acolo sunt deșeuri vegetale. Anul împrejur, acolo în jur, lumea vine, taie trandafiri, taie nu știu mai, taie cosești și toată treaba asta, toate deșeurile astea vegetale. Dacă ar fi în cadrul primăriei, în cadrul orașului Sângera, stabilit un platou pentru o groapă de compostare, unde? Și dacă persoanele astea ar fi luate la evidență în tovărășirile pomicului, ca fiecare persoană titular de bun imobil este obligat să ai cu primărie contract de salubrizare. Și el este obligat să plătească. Dar deci dacă el plătește, cineva trebuie să-i asigure să plătească. Contractul este inevitabil pentru fiecare cetățean din orice localitate. Asta e obligațiunea care trebuie să o impună, o prescrie legea și trebuie să o impună practic administrarea locală. Doi, trebuie să asigure procesul. Să asigure procesul de colectare separată, evacuare separată, depozitare separată deșeurilor. Pentru că înțelegeți că toate întovărășirile pomicului sunt loc de trai a orășenilor, Chișinău. Transformate deja locuri de trai. Dar apartamentele lor sunt date în chirie, ei locuiesc acolo, la fazende, locuiesc cum sunt locuiesc. Sunt aceiași locuitori ca și noi sunt gerenii. Exact, sunt aceleași probleme care le formează locuitorii unui sat. Exact. Că acum, au acolo și animale și productive și au toate cele. Au ca și în orice care localitate. De ce este abandonată această mare parte de localități? Ele, lumițele cum vreți, în tovărășiri, pomicul, să mai știu cum acolo, dar ele sunt localități care s-au construit ilegal aici. Și nu sunt și administrate nici într-un mod. Asta este o altă lacună și eu cred că cei care ne urmăresc Popa, și din Ministerul Mediului vor atrage atenție. Către domnul Popa, spuneți-vă rog, cum credeți dumneavoastră, Zelinski este sau Zelinski, cine e el acolo? Vă zic că l-ați stabilit. El a venit cu autobasculantă. Cu un automobil cu remorcă. Ei bine, dumnealui ce? Din gospodărie proprie a donat deșeu. Nu, el prestează servicii și nimeni nu știe că noi avem de asemenea basculante mici și mici care prestează servicii. Sara vine și îți pune mașina la poartă, tu noaptea cu metru ai încărcat mașina, el la ora 5 dimineață ies cu mașina și o toarnă în pădure. Da, bun, asta e o problemă care în cazul respectiv asta noi e o problemă că autonomie locală, dacă nu asigură o gestionare efectivă a deșeurilor, nu iau oamenii la evidență, oamenii nu sunt nici într-un fel supravegheați pe aspectul dat. Cine trebuie să facă lucrul? Și a treia situație este că mecanismul de amendare nu există și el va exista numai în momentul în care tot sistemul va lucra corect. Mecanismul de amendare este foarte șubret și codul contravențional este chiar într-un are evazități, mai ales la articolul 154, că acolo sunt nominalizate persoane, funcții de răspundere, nu știu, adică nu corespund articolele sau acțiunea, nu corespunde persoane care trebuie să fie trase la răspundere. Noi am mai... încercați să facem, nu ne aud, nu să fac modificări. Cine nu vă aude? Cine? O precizare, cine nu vă aude? Păi noi inspectorii ne adresăm către modul, în ierarhie care îți cuvine să ne adresăm, venim cu propunerile de amendare a unui alt act legislativ, normativ, pentru că el nu este util, nu este aplicabil. Până în ziua de azi nu s-a auzit niciunul din acești pași. Nu este aplicabil. Și doi, că toată lumea are dreptul a contesta orice
acțiunea unui agent constatator și mergem pe procese în instanță judecată, că până la urmă ajungem la nimic. Pierdem mult, foarte mult timp de muncă. Și acum, clar că toată lumea așteaptă cu nerăbdare și opinia domnului primar, pentru că toate s-au așa lejer s-au orientat obiecțiile către dumneavoastră. Vreau o întrebare. De aici îți pornesc și dumneavoastră mai departe o să spuneți răspunsul la toți acești trei invitați care sunt orientați spre dumneavoastră cu obiecțiile. De ce în sângele nu există o decizie a acestei comisii sau a dumneavoastră sau a Consiliului ca fiecare cetățean să fie obligat să încheie contract de depozitare, de transmitere deșeurilor? În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați organizat așa o emisiune, pentru că sperăm că în viitor eu o să am o susținere acum de la toți primarii din toată Moldova. Sperăm că în viitor se vor schimba lucrurile și lacunile respective, pentru că au fost enumerat, dacă eu scriam toate articolele astea, aici cred că îmi trebuie vreo 3 pagini, adică până la urmă. Uh-huh. Dar care toate se bat cap în cap, eu o să mă refer numai la o problemă. Problema este una, este politică, pentru că și consilierii, în majoritatea cazurilor, sunt așa se închipă ei că sunt politicieni. Și de aici începe tot. Eu deci am participat, aveți un consens cu Consiliul da, din Sângeră, eu da, am participat la elaborarea strategiei este 2013-2027, personal, pe timpurile 2013-2014. Când s-a împotmolit toată strategia asta și am văzut că nu o să scoată la capăt Ministerul Mediului pe atunci, atunci eu am implementat chestia asta pentru Sângeră individual. Uh-huh. Noi am plasat 54 de platouri pentru colectarea deșeurilor. Am mers anevoios, adică am avut și critici pe deasupra capului, dar asta pentru toată Sângeră, Vaca și Dobrogea era cu titlu gratis. Am amplasat de mare tonaj containere. Mă repet încă o dată că asta era cu titlu gratis. După 2015, am avut televiziuni pe deasupra capului care criticau că, uite, e supraplin, dar o necesitat un timp oarecare. Punem 2 tomberoane, punem 3, punem 4. Deci dumneavoastră pentru că oricum cetățenii sistemul de salubrizare în da, comunitate. Eu v-aș spune unicul în Moldova, până la urmă. Nu mai fost așa exemple. De ce? Ca după aceea să facem calculele cât ne costă pe noi ca administrație publică locală, că noi plăteam pentru evacuarea deșeurilor respective. Așa. În condițiile respective am ieșit la vreo 700.000 de lei. Adică o cifră destul de impunătoare, dar când o să o împărțim la 12.000 de populație în toate 3 localități, s-a primit vreo 5,13 lei per persoană pe lună. Asta pe când în zona rurală colectarea deșeurilor este mai scumpă decât în zona urbană. Pentru că acolo e o casă cu multe etaje, 60 de apartamente, a venit mașina odată. Dar aici la fiecare casă trebuie să meargă. Uh-huh. Adică colectarea de obicei e dublu față de prețul normativ din Chișinău. Dar noi a ieșit, per global, a ieșit la 5 lei. Așa, ce-a urmat? Ce-a urmat? A urmat o situație mai puțin plăcută. Pentru că fiecare cetățean își dorește ca tomberonul respectiv să fie cât mai aproape de casă, dar neapărat să fie la vecin, la poartă, nu la el. Atunci cetățenii au hotărât că domnul primar este unul mai puțin bun pentru ei în condițiile date și eu am pierdut alegerile. Consilierii, din cauza aceasta? Da. Ne-ați considerat că ați pierdut? 100%. Da, 100%. Cam sună așa amuzant. Nu, nu, nu. Ca să pui tomberoane de mare tonaj cu cu plașatcă, cu acoperiș peste tot locul, în toate localitățile, trebuie să cerți cu foarte mulți oameni, pentru că de ce la mine? Pune-l mai încolo. Păi stați un pic, dar nu există în regulament niște termeni stricți, niște... De ce okay. Să intrați în polemici cu oamenii? Nu înțeleg. Noi am făcut comisia administrativă asta. Există. Aici deja... N-a fost planificată, sistematizată localitatea, n-a fost la momentul când localitatea este veche și a fost cu construire, compactare da. Și mai departe. Eu vreau să spun exemple. Când s-au construit micro, să zicem, raioane noi, da. de case de după anul 90. Mergeți la Cricu, Ciorescu și alte. Și la Sângera este acolo un masiv de construcție individuală nouă.
tot cu aceleași dimensiuni de drum 3 metri, nicăieri nu-i lăsat loc pentru platou, pentru deșeuri. Asta eu vorbesc că noi avem principiile urbanism dezvoltării teritoriului, aplicabile în teritoriu. Adică noi căutăm, găsim... Nu putem percepe de unde ne crește problema. Problema crește de acolo că nu se lucrează în unison. Nu, eu cred că este ori incompetență sau indiferență. Lăsați că dacă ajungem și ne ascundem după niște lucruri foarte, foarte așa mai departe, simple, mai departe vorbim. Dar eu aici vreau să fac o remarcă. Orașul Codru, m-am documentat eu, mi-a zis o persoană, da, că el are contractat 70% din localitate, populația, pentru acest lucru. Da, adică acolo... de ce la orașul Codru a reușit, dar în alte localități nu reușesc? Eu nu vreau să cric cu orașul Codru, că acolo locuiesc, dar vă zic. Frunzișul de la toată Mahalaua și-l încorporez în brazdă, o fac eu. Că acolo vine autosalubritatea cu clopoțelul și colectează, este pentru situația noastră rurală astăzi, este unica soluție. Unica soluție, se meargă, oamenii dacă mai au minte pun deșeurile separat, pietul aparte, cei aparte. Deci găsiți soluții. Și, nu, da, da, da. Știți, că se merge o zi pe o stradă, altă zi pe altă stradă și se colectează deșeul menajer pus în niște saci. Saci ajung de cât astea. Și cu clopoțelul se colectează. Dar ar fi bine în altă zi ca aceeași o altă mașină să vină să ridice deșeul vegetal. În alta treia zi să vină să... Domnul Poiată, putem lua exemplu de la Codru? De ce la noi așa de puțină lume poate să ridice deșeurile de 17% din echipamente. E foarte puțin. Că și... nu se activează în domeniul. Bine, la noi regulamentul cu... o să faceți? Regulament de salubrizare? Nu trebuie. Noi trebuie să... Eu aici o să susțin pe domnul Țurcanu în domeniu că trebuie de făcut ceva. Ceea ce avem la moment... Care-s primii? Nu pași va lucra să-i nimic. Da, că domnul Țurcanu ezită să vă povestească experimentul de la Nord cu câteva sate, cu mașini cumpărate, cu etc. care s-a buhnit la pământ. De aceea că oamenii nu vor să semneze contract. Eu nu dat am semnalat. Este necesar. Dacă s-o primit un calcul, 5,13, 5,5, cât ar fi, pentru că este un preț foarte acceptabil pentru toți în condițiile respective. Este necesar la nivel de hotărâri de guvern sau la nivel de lege de introdus o taxă ecologică pentru proprietari. Atunci deci nu mai avem proprietari există, de bunuri mobile. Atunci nu o să mai avem, nu avem noi nimic și nu lucrează nimic. Noi atunci o să avem o problemă. Are cineva 5 apartamente? Eu am de afaceri cu domnul Cutare. El trebuie să plătească taxele așa cum o plătește și impozitul pe imobil. Obligatoriu. Așa. Că se află în Italia. Deci avem o soluție, treaba lui. Taxă pe... Da? De ce noi nu mergem pe formula pe cu... deșeuri. Ui, tehnosmotru. Revizie tehnică. Cu revizie tehnică. Că nu are importanță. În Moldova e aici mașina sau în România sau în Italia. Mașina trebuie să aibă ecosonul respectiv și să plătește toate taxele. Bine. Obligatoriu. E valabil asta? Da, e foarte... E bine să fie, să se revadă chestia asta. Ministerul a introdus articolul, este 181 și cum vă dați seama, e că aici s-a subținerea la toată okay. Urbia, nu numai Chișinăului, dar și toate Moldovei. Și cum vă echipăiți într-un sat cu mii de oameni, primarul să meargă să-i amendeze? Ia că ce-și doresc. Cum nu, e adevărat. Dar de ce primarul n-a mers? Stați un pic, dar de ce primarul când v-a chemat, dacă sunteți agent constatator, ca, cum spune domnul, da? Da, așa e. Așa. De ce când v-a chemat domnul Popa, dumneavoastră n-ați venit? Noi vorbim despre altceva. Eu vreau eu am niște imagini. Și vreau să vă le arăt și dumneavoastră. Dar noi nu o să le vedem, din păcate trebuie să mi le dați mai din timp și nu o să vedem. Eu am imagini cu dumneavoastră, nu vreți să veniți la... De ce? Când ați zis că sunteți ocupat. Nu, eu v-am spus, nu aveți imagini și nu aveți de unde să le aveți imagini. Nu imagini, mă scuzați, sunet. Imagini cu pe sunet. Gașca respectivă, care își impresionează toate chestiile. Întrebarea eu vreau este, să spună... răspundeți sau nu? Ca da, eu vă răspund, Ultimul ședință a Consiliului, la care au fost pus pe ordine de zi comisia respectivă, adică cetățenii respectivi, consilierii respectivi, pentru că în politică cum se face? Este important să nu se facă nimic. Adică și cine e vinovat, cum ați văzut? Primarul. Adică până la urmă. Și aici este problema cea mai mare. Și atunci când regulamentul cu privire la întreținerea animalelor acasă, noi avem 20 de tone de... Da.
mici de astea de la vacă, să zicem așa. Și persoanele respective, că lor le-i convenabil să miroasă oamenii, și în Revaca, și în Dobrogi avem, și peste tot, ei se scoală de la ședință și pleacă. Dar și pleacă și comisia și întrebați-l, dar de ce nu... Care pașii următori pentru... Acum în Sângera ce aprobat, este? Acum în Sângera este un agent economic privat care se ocupă de colectare, da? Privații au și ei situații în care nu vor să acționeze, să lucreze în așa condiții în care ar trebui să o facă. Corect, domnul Țurcanu? Păi de asta și trebuie este mecanismul, mecanismul este foarte simplu. Este pur și simplu trebuie aplicat măsura legii uniform și echidistant. Vă zic că domnul Valeriu spune foarte corect. Vă zic că se aplică odată o taxă, se aplică o taxă. Dacă ai și animale productive, înseamnă că e altă taxă și atunci nu o să fie convenabil să plătești această taxă. Oamenii o să asocieze, o să iasă la un teren careva și o să construiască o mini-fermă de 10-20 de văcuți acolo, ce mai au, ce astea, și o să scoată mizeria din sat. Nu-și dorește nimeni să trăiască alături sau să trăiască ca în teritoriul fermii. Doi, noi avem precedentul Avi Ungheni, domn Valeriu îl cunoaște foarte bine. Da. Vă zic că noi din 18 localități, în 13 am avut, zicem așa, numită prăbușirea a marelui proiect austro... Păi eu am zis, de ce nu am aminte? Când la Durlești nu s-a dorit, nu s-a dorit ca primarul... Pentru că oamenii n-au fost informați corect, eu consider asta. Primarul de Durlești n-a dorit să lucreze cu publicul. Vă zic că domnul director de la Avi Ungheni, eu am examinat cazul, dar... Mă rog, mă scuzați, regie, dacă se poate în câteva minute, că am o întrebare. Domnul Țurcan, eu vreau aici să mă întreb. Noi avem o fabrică de vin în preajma localității care la fel are deșeuri. Și deșeurile cele sunt atât de mirositoare că eu uneori seara nu pot să respir. Dumneavoastră, unde ei depozitează aceste deșeuri? Știți despre ei, domnul Păi? Aici o fabrică de încasarea deșeurilor păi bine, din construcție. Noi nu avem, nu e administrată de... Nu intră în administrarea noastră. Nu intră în administrare. E pe teritoriul Chișinăului, da? Da. Cât eu cunosc, au fost careva interpelări depuse, inclusiv... Dar dumneavoastră vă place, vă place mirosul care e în localitate din cauza acestei fabrici de vin? Nu, nu ne place mirosul respectiv, nu ne place multe mirosuri. Asta-i puratos, ori Leon Gri. Leon Gri, ori atunci când este în unison unele decizii a Consiliului care ar putea cumva să influențeze la chestiile astea și nu este conlucrarea respectivă, atunci este problema. E bun, dar la ce facem noi? Făcut vreo interpelare tema asta, spre exemplu. Bun, noi elaborăm pe 10 pagini regulamentul de întreținere a animalelor acasă. Asta s-a ocupat numai primăria. Asta e problema lui ANSA, nu dumneavoastră. Da, și în 2019. Noi în 2019 vrem de regulamentul ăsta. Până vine ANSA și cu Ministerul Mediului, noi am încercat și să rezolvăm asta, și o problemă, și alta. Și atunci consilierii se scoală și nu votează. Bine, cum dar dumneavoastră tot sunteți locuitorul orașului Sângera. Da. Vă place gunoiul care s-a creat în jurul satului? Nu-mi place, dar nu vă supărați. Dar dacă și consilierul respectiv, adică acum are 3 săptămâni de 2 ani de zile serviciista și el numai acum se abonează la evacuarea deșeurilor, ce putem să spunem? Cine să-l criticăm acum? Dar cum dumneavoastră, din casă în casă, mergeți să informați oamenii că îi trebuie să contracteze acest serviciu? Nu putem să informăm într-asemenea din casă în casă. Nu, asta, bine, asta e competență de nivel de guvern, interzice, este necesar a fi interzise întreținerea animalelor productive. Nu vorbesc acum doar de animale, vorbesc de orice deșeu. Da, nu, eu vorbesc începem de la cei care ești rânzoși gospodari care vor să țină în casă cei mari căpre și porci și mai departe, lor li tot una, ei sunt gospodari. Și ceilalți tot suferă jur împrejur. Aceste lucruri trebuie să fie văzute altfel. Vă zic, trebuie să fie o normă, o interdicție categoric și lăsăm ANSA câmblă și vinde certificate acolo de nu știu ce. Vă zic că lucrurile trebuie să fie, zic încă o dată, toate instituțiile, toate instituțiile trebuie să lucreze în unison. Trebuie să guvernul azi să ne asocieze pe noi instituțiile astea descentralizate în teritoriu și să ne pună de aici până aici competență concretă, directă și fără niciun fel de repetare în competențele altuia. Dacă vorbim despre... Domnul primar, eu la dumneavoastră că am o durere. Când o să și ce pași o să faceți ca să nu avem atâtea gunoi în prejurul Sângerii? În primul rând, eu cred că trebuie să începem a amenda. Așa. Și ce o să ajungeți dacă amenda e 1000 de lei? Cu ce să ajungem? Cu amendă o să ajungem. Dar dumneavoastră o să veniți la solicitare dacă o să vă cheme cineva? Nu, eu la solicitare nu o să ven. O secundă. Domnul primarul Cincu, trebuie să vină. Este agent constatator primarul. Am drepturile, dar nu sunt obligat. Nu, adică calitate de primar și ales a poporului sunteți obligat. Comisia respectivă care refuză Consiliul să fie votată, inclusiv și domnul Valeriu s-a sculat și s-a dus.
pentru a nu participa la amendare. Mă înțelegeți? Adică las primarul să amendeze, dar eu o să-l critic. Să amendeze ce? Da. Pe cetățeni care nu au contractele. Eu nu fac parte din Comisia Administrativă și vorbiți dumneavoastră. Păi, da, cine face parte din Comisia Administrativă? Deci stați vrut... Da, spuneți, cine face parte din Comisia Administrativă? Păi, stați puțin. Comisia Administrativă s-a votat acum zilele astea. Când? 2019? Vineri. Consiliul deja are 4 ani. Vineri s-a votat. De ce vineri? De ce nu s-a votat? Pentru că colegii dumneavoastră, colegii dumneavoastră de coaliție au atacat în judecată. Intenția mea de a forma comisiile, reforma comisiile. Noi, ce acum haideți să discutăm de problema gunoiului. Că dacă discutăm de câte ori noi am solicitat la dumneavoastră să convocați Consiliul, de câte ori noi l-am convocat. De ce ultimii 5 luni dumneavoastră nu a fost convocat Consiliul? Ultimii 5 luni. Consiliul au fost convocate mai multe. Din ianuarie până alaltă ieri nu a fost. Majoritatea, pentru că este nevoie ca să ceapă Consiliul, trebuie să fie 12 persoane. Nu vă supărați? Eu am o singură dorință. Obiectiv. Noi deranjează regim, spune că ne închide emisiunea, pentru că am tot timpul s-a scurs. Mie îmi pare rău un singur lucru, că chiar și aici în platou, dumneavoastră nu comunicați cu consilierii, domn Boiată. Eu comunic cu toți consilierii, dumneavoastră tot nu aveți dreptate aici. Da, dar eu vă certați aici. Da. Dorința și doleanța tuturor celor care stau acasă acum și ne urmăresc este să fie elaborat un mecanism de ridicare acestor deșeuri care sunt în preajma orașului Sângera și tot ceea ce am vorbit noi aici să funcționeze, să fim auziți de instituțiile de stat care au tangențe cu această problemă și să nu mai avem posibilitatea, să nu mai avem această problemă de a ne îngloda și de a ne înfunda mai tare și mai tare în gunoiul care ne mănâncă în fiecare zi și oamenii nu au nici simțul omenesc de a nu merge și a arunca acest gunoi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Eu consider că mai organizez așa gen de emisiuni, că ele sunt necesare și în continuare vreau să vă spun că și o întrebare la dumneavoastră, domn Boiat, pentru că rog regia dacă se poate. Nu se poate. Dumneavoastră, sau îmi pare mie, ați semnat o declarație privind că susțineți, dar asta, ok, bine, susțineți sau nu guvernul... Deja nu mai susținem. Deja, vi s-a schimbat părerea sau nu? Susțineți guvernul trecut? Atâta timp, și reiterez, când eu, ca un cetățean al Republicii Moldova, am văzut la televizor ceea ce am văzut, așa? Atâta timp cât ceea ce am văzut nu a fost nici într-un mod oricare abrogat sau reiterat sau nu m-am auzit că s-au scos niște cuvinte din context. Dar acum v-ați schimbat părerea? Ce trebuie să mă gândesc? Nu, eu nu ne-am schimbat părerea. Eu respect Constituția Republicii Moldova. Okay. Avem o decizie, eu respect. Avem altă decizie, eu respect. Cum ele sunt? În Constituție scris foarte clar. Nu trebuie să le comentăm. Ok, punct. Asta am vrut să... Eu pentru respect. Că a apărut această declarație pe rețele de socializare și am vrut dumneavoastră să o comentați. Astăzi, consilierii mei iubiți. Vă mulțumesc tare mult, dragi telespectatori. Vă doresc o seară frumoasă. Vă așteptăm fiecare marți și vineri la Noi despre Noi să discutăm despre problemele noastre. La revedere!